În cursul zilei de astăzi, la primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, primarul Marius Creciu a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a fost semnat un nou contract de asfaltare a mai multor străzi din municipiu. Acesta reprezintă un proiect foarte amplu de infrastructură realizat în orașul nostru. Un nou proiect important a fost dezbătut în cadrul conferinței de presă susținută la primăria municipiului Drobeta Turnu Severin de edilul Marius Creciu. O nouă investiție importantă, iar de această dată vorbim despre asfaltarea mai multor străzi din municipiu. Semnăm astăzi pentru încă o investiție de mare anvergură, 51 de milioane de lei, 43 de la guvern pe Angel Salini și 8 milioane bani de la primărie, 43 de străzi vor fi asfaltate, o mare parte din ele, 90% sunt străzi noi, străzi de pământ în cartierele în plină dezvoltare ale orașului, dar avem și străzi care vor fi reabilitate, în general în zona Gura Văi, mai avem ceva în Schela și în zona spre zona Calea Târgu Jiului. Este un program, noi am semnat în octombrie anul trecut, am reușit într-un timp relativ scurt să demarăm licitația, s-a și terminat. Astăzi semnăm cu firmele constructoare aceste contracte. Cât este termenul de finalizare, cred că 2 ani aveți, nu? 24 de... 13 luni, proiectare și execuție pe lotul 3. Deci în principiu între un an și jumătate, ceea ce e un lucru extraordinar. Încercăm prin acest proiect să ținem pasul cu dezvoltarea orașului, cu acele cartiere ce s-au dezvoltat în diferite zone ale orașului și vă dau câteva exemple. Zona Aluniș, Walter Mărăcineanu, constructorul avem Aleea Piersicului, strada Baladei, strada Stejarului, Lavandă, Ineu, strada Tihuța, constructorilor Constantin Gherghina, Nicolae Iorga, Crivina Miorița, zona Veteranii de Război, în spatele centrului comercial acolo, Ecaterina Teodoroi, Aleea Haiducului, Gloriei, Speranței, Luptătorilor, Vitejilor, Navigatorilor, Gemina, Locotenent Boară, Rarău, Aeroportului, Henri Coandră, Biruinței, zona Schela, Gura Văi, Aeroportului, Pionerilor, Petru Groza, Cladove, Ilie Bala, Ceretezat, Jidoștiței, strada Măgura, mai sunt și alte străzi. Deci eu spun că este un proiect important și serios pentru orașul nostru. Reprezintă o prioritate a primăriei Drobeta Turnu Severin de a reabilita toate aceste zone de pe raza municipiului, toate proiectele inițiate fiind doar pentru beneficiul cetățenilor. Ne apropiem cel puțin la momentul acesta de a finaliza din punct de vedere al infrastructurii străzile pe care primăria le are în proprietate. Pentru că mai sunt străzi necedate, nedonate către primărie și noi acolo nu putem interveni nefiind proprietatea noastră. Legea nu permite să intervenim acolo unde nu este drum de utilitate publică. Și prin intermediul dumneavoastră îi rog pe cei care au sau locuiesc pe străzi nedonate primăriei să facă demersurile necesare să vină să le doneze ca noi pe alte proiecte să încercăm să venim cu utilitățile, să putem să și dumnealor să aibă o zonă de locuit așa cum își doresc. Drobeta Turnu Severin este o carte de vizită pentru toți locuitorii și asta pentru că s-au făcut și se fac în continuare investiții în toate domeniile. Datorită implicării și profesionalismului primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, cetățenii din toate colțurile orașului vor putea circula pe străzi moderne în siguranță.